Și pentru a înțelege cât mai bine utilizarea anumitor funcții pe care le conține aplicația GIMP, să încercăm să realizăm împreună un afiș al unei școli pentru o activitate de tipul Ziua Porților Deschise, afiș care va fi realizat, bineînțeles, în aplicația GIMP. După deschiderea aplicației, primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să creăm un document nou prin acționarea meniului File și apoi opțiunea New. Ne apare o mică fereastră în interiorul căruia putem stabili dimensiunile documentului. Dimensiunile implicite pe care ne le oferă GIMP sunt 1920x1080 de pixeli. Putem alege dintr-o multitudine de unități de măsură și bineînțeles că putem stabili anumite dimensiuni documentului. Dacă se acționează meniul Advanced Options, avem acces la anumite proprietăți avansate pentru documentul pe care dorim să-l creăm, una din cele mai importante din punctul meu de vedere fiind rezoluția documentului, care este numărul de pixeli pe inch. Bineînțeles că un număr mai mare de pixeli pe inch va genera un document care va putea fi tipărit, de exemplu, pe o hârtie de dimensiuni mai mari. Vom lăsa aceste valori la valorile implicite și vom acționa butonul OK. După cum se observă, s-a creat un document nou conform proprietăților pe care le-am stabilit anterior. Este momentul să aducem în interiorul afișului nostru anumite imagini pe care le-am salvat într-un director numit afiș de pe suprafața de lucru. Pentru a importa aceste imagini în interiorul documentului nostru, le selectăm și prin metoda drag and drop le aducem în interiorul aplicației GIMP. Suntem rugați prin intermediul acestei ferestre să convertim imaginile pe care dorim să le importăm la profilul de culoare pe care îl deține documentul. Bineînțeles că suntem de acord cu acest lucru și executăm un click pe butonul Convert. În acest moment, toate aceste trei imagini din folderul afiș au fost importate în interiorul documentului. Se observă în partea dreaptă a aplicației, în tabul Layers, straturi, apariția a patru layere, a patru straturi. Primul strat este stratul de fundal, care a fost creat în mod automat atunci când am creat documentul, iar pentru fiecare imagine importată în document s-a creat un strat nou. De ce sunt create aceste straturi? Imaginile care sunt importate în interiorul documentului sunt afișate fiecare în straturi, unul peste celălalt. Deoarece utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să afișeze acele imagini sau nu și să stabilească ordinea în care acele imagini sunt afișate. De exemplu, dacă prin metoda drag and drop luăm stratul numit școală și îl poziționăm primul în partea de sus, se observă dispariția imaginilor cu copiii. Aceste imagini există în continuare, doar că peste ele este afișată imaginea școlii, lucru care nu este de dorit. Noi dorim ca imaginea școlii să fie imaginea de fundal pentru afișul nostru. Din acest motiv vom repoziționa stratul numit școală deasupra stratului background. Dacă acționăm această pictogramă din fața numelui stratului, vom vedea lipsa proiectării respective imagini în interiorul documentului. Urmează acum să redimensionăm și să repoziționăm aceste imagini pe care le-am introdus în document. Un lucru foarte important. În momentul când vom alege un anumit instrument din Toolbox, acel instrument se va aplica doar stratului care va fi selectat din tabul Layers. De exemplu, pentru a repoziționa imaginea școlii, în primă fază va trebui printr-un click să selectăm stratul numit școală.jpg și apoi să alegem instrumentul Move Tool. În acest moment vom putea deplasa doar imaginea școlii, imaginile celor doi copii rămânând pe loc. Bineînțeles că dorim ca această imagine a școlii să fie fundalul afișului nostru. Prin urmare, trebuie să o redimensionăm. Pentru a o putea redimensiona, va trebui ales instrumentul numit Scale.
Acum, dacă menținem butonul mouse-ului apăsat, vom putea să redimensionăm respectiva imagine în așa fel încât să poată cuprinde întreg fundalul afișului nostru. Dacă dorim din nou repoziționarea acestei imagini, va trebui să alegem din nou instrumentul numit Move Tool. Pentru a repoziționa imaginea celor doi copii, nu avem altceva de făcut decât în primă fază să selectăm stratul respectiv care conține imaginea care se dorește a fi repoziționată și, bineînțeles, cu instrumentul Move Tool selectat vom putea să repoziționăm respectiva imagine. Acum, dacă se dorește repoziționarea și imaginii copil 2, o selectăm din tabul Layers și se observă că doar acea imagine se poate repoziționa. Trecem și la redimensionarea acestor două imagini. Și pentru a menține o constanță în dimensiunile imaginilor introduse, pentru aceste două imagini care conțin copiii, vom stabili lățimea imaginii la 500 de pixeli.